Liderii Partidului Social-Democrat ne cred pe toți făcuți după chipul și asemănarea lor, adică schimonosiți de ură și cu mintea scurtă. A fost de ajuns ca Traian Băsescu și unii democrat liberal să exprime câteva idei nu foarte măgulitoare la adresa regelui Mihai, pentru ca diversi politruci mărunți cu aere de politicieni să se prezinte la ușile Realității TV și Antenei 3 pentru a spumega pe această temă. Traian Băsescu nu respectă istoria acestei țări. Traian Băsescu își bate joc de un simbol național. PDL face și drege, PDL așa și pe dincolo. Sunt doar câteva dintre frământările înaintașilor demnei celui care a fost și încă mai este Ion Iliescu. Prinzându-se că subiectul în cauză este un subiect la modă care l-ar mai putea aduce în atenția opiniei publice, s-a găsit și senatorul social-democrat de pe Valea Dâmboviței să îngaime ceva vorbe. Fără a se abate de la citatele amintite, Adrian Suțianu a început să tune și să fulgere împotriva lui Băsescu și a întregii suflări democrat-liberale, fără a mai ține cont de adevărul istoriei recente. În goana sa nebună după voturi, Suțianu a uitat de unele întâmplări de pe la începutul anilor 90, când regele Mihai era alergat prin țară de milițiile iliesciene. Noi, cei din Partidul Social-Democrat, nu suntem regaliști, dar am învățat să respectăm istoria mai veche sau mai recentă a României. La 25 decembrie 1990, membrii familiei regale aterizează în România pe aeroportul Otopeni cu pașapoarte daneze. Autoritățile le-au acordat o viză de 24 de ore, dar poliția a organizat ulterior o ambuscadă pe autostrada București-Pitești. Regele Mihai și suita sa au fost duși sub escortă armată pe aeroportul Otopeni și expulzați. V-aș aduce aminte aici. Regele Mihai își anunță dorința de a veni în țară la 9 noiembrie 1993, dar Ministerul de Externe refuză să-i acorde viza de intrare, deoarece pe pașaportul regelui Mihai și pe cel al reginei Ana scrie Maestate Regală. La 11 noiembrie 1994, Partidul de Guvernământ, PDSR, cere Ministerului Afacerilor Externe să-l declare pe fostul rege persona non grata și președintele Ion Iliescu nu a exclus să o lege care să interzică intrarea regelui în țară.